ziua, numele meu este Marius Flash, sunt antrenorul grupei U15 FCSB. What is the feeling of being the gold winner of the International Youth Tournament? Cred că au fost 3 zile bune, cu jocuri bune pentru noi și pentru echipa noastră de U15. Cred că am câștigat mult din aceste 3 zile și sperăm să o ținem pe drumul acesta. How did you and your players manage to finish as winners and what was the most important thing for this success? Nu este important că am câștigat noi turneul, e important este că noi am participat, am încercat să ne facem treaba cât mai bine, să ne respectăm sarcinile pe care le avem la acest turneu și totul a decurs normal. Ca și organizarea turneului au fost condiții foarte bune, și de joc, și de cazare. Totul a decurs normal și suntem bucuroși că am putut să participăm la acest turneu. And what impressions do you have of the Ludogorets players and their performance in this tournament? Ludogoreț au o echipă bună, cu jucători interesanți, care în timp vor face, sperăm cu toții, pasul către echipa mare. And what does the participation in such a tournament bring to your team? My team is in progress. Cred că în continuare o să facem lucruri frumoase. Avem așteptări de la ei și încercăm să ducem echipa aceasta acolo unde este locul. Thank you. Thank you.